După ce șoferii au avut parte de prețuri uriașe la polițele RCA în ultima jumătate de an, pe fondul unei inflații mult peste așteptări, dar și a ieșirii din piața a City Insurance, acum guvernul a dat undă verde pentru deschiderea companiei CEC Asigurări. Acest lucru ar putea aduce prețuri mai mici la asigurările auto. De când City Insurance a intrat în insolvență, prețurile asigurărilor RCA au luat o razna. Cei 8 jucători de pe piață le-au dublat sau chiar triplat. Acum, statul încearcă să potolească haosul și a dat undă verde pentru deschiderea companiei CEC Asigurări, un proiect construit în jurul CEC Bank, bancă 100% deținută de stat. Ar fi benefic pentru noi, normal, pentru care eu și am mașină și la prețul care este, mi se pare că e scump. De la vârsta mea, că să plătesc 15 milioane, 16 milioane pe una de zile, e cam exagerat. Acum depinde să nu fie cum a fost înainte, să meargă una de zile și mă să dea faliment. În momentul de față, CEC Bank oferă spre vânzare polițe de asigurări de locuințe sau de viață ale principalilor jucători din piața privată de asigurări, Grupama, OmniaSig sau Exim România. Din clipa în care va intra și pe piața asigurărilor auto, CEC Asigurări ar putea să beneficieze de statutul de bancă cu capital de stat, astfel încât să ofere prețuri avantajoase la polițele RCA. Și ceva din partea statului în comparație cu ce avem noi numai privat pe piața de asigurări. E un lucru bun. Părerea mea că trebuia mai de mult să se ia, cum ar trebui și la partea de notariat să facă ceva din partea statului. Prea am rămas numai pe mâna privaților și uite ce pățim și la partea cu energia, unde statul nu prea mai are mare loc. Ne-ar trebui mai multă implicare din partea statului, pentru că, până la urmă, cetățenii sunt în grija statului, nu doar în grija privaților. Renunțăm la mașini și la benzină și la așa, ce să mai facem cu mașini? Șoferii români ar avea de câștigat de pe urma acestei decizii, în condițiile în care piața asigurărilor auto a devenit mai puțin competițională în anul 2021. Polițele RCA au avut majorări în ultima perioadă și se află de asemenea pe lista majorărilor și în anul 2022. Prețul acestora se calculează în funcție de mai mulți factori. Printre aceștia se numără localitatea din care provin, modelul mașinii, puterea motorului, vechimea permisului de conducere, calitatea de părinte și altele. Toate acestea contribuie la calculul prețului final al poliției RCA.